Bine v-am găsit la interviurile de ce medical de ce nu. Sunt Valvo, discut cu Răzvan Ionuț Dragomir, medic primar, ortopedie, traumatologie la Spitalul Clinic Sanador. Domnule doctor, fractura de col femoral sperie mai ales persoanele vârstnice, doamnele care au osteoporoză, din cauza că impune o imobilizare prelungită, e o suferință gravă. S-a pus accentul pe prevenirea acestor fracturi prin tratarea osteoporozei. Dacă se întâmplă, dacă avem un accident, cum intervine medicul traumatolog? Da, bună ziua și bine v-am găsit. Într-adevăr, fractura de col femural este o fractură importantă, este un traumatism sever care poate avea o influență deosebită în viața fiecărui celui care suferă o astfel de fractură. Sunt traumatisme care, cum spun americanii, pot fi life-changing, dacă nu life-threatening, dacă nu ne amenință viața, chiar viața. Schimbă. Pentru că ceea ce se întâmplă după ce un pacient suferă o fractură de col femoral este extrem de important și asta poate să impacteze decursul vieții în etapa următoare. Când se produc accidente casnice, în sport? Fracturile de col femural reprezintă o fractură a femurului. Am și aici un model, un mulaj de os artificial. Capul femural este o bilă sferică legată de restul femurului în partea de sus printr-un gât. Fractura la acest nivel, fractura colului, se produce de obicei traumatic. Este un traumatism ce presupune căderea de la nivelul propriei înălțimi sau de la un nivel mai înalt, o cădere pe șold. Persoanele vârstnice suferă cel mai frecvent accidente casnice, o împiedicare, o alunecare, o treaptă ratată. Poate conduce către un traumatism, o cădere cu lovitură la nivelul părții laterale a șoldului. În același timp, o persoană mai tânără, cu o rezistență osoasă mai bună, poate să sufere un traumatism sportiv, poate să sufere un accident rutier sau poate să sufere o cădere de la înălțime care, la fel, prin impact la nivelul șoldului, poate să genereze o fractură de col femural. Nu se prea mai urcă în copaci, în pomi. Copiii nu au livadă, nu au un cireș în curte, dar se pot petrece astfel de accidente la joacă sau cu siguranță, pe terenul de, cu siguranță, de sport. Copiii suferă mai puțin astfel de fracturi, dar vârsta tânără, mă refer la adultul tânăr, la adultul de vârstă mijlocie, care necesită într-adevăr un traumatism mai important ca să genereze o astfel de fractură, în comparație cu un pacient vârstnic care suferă de diverse alte boli asociate, inclusiv de osteoporoză, care până la urmă este o fragilitate crescută a osului și acesta cedează mai ușor. Sedentarismul, spuneați că în prezent oamenii nu mai urc atât de ușor sau de des în copac sau nu mai fac diverse activități sportive, deși din ce în ce speranța de viață crește, pacientul, adultul de vârstă mijlocie, chiar și pacientul mai vârstnic este din ce în ce mai activ, face plimbări, iese în natură și atunci există riscul accidentărilor de acest tip. Pe de altă parte, sedentarismul duce la fragilizarea osului. Știu că în cosmos astronauții, fără efectul gravitației, pierd masă osoasă. Așa este. Funcția creează organul. Utilizarea osului, adică mersul și activitatea fizică constantă, ne mențin inclusiv oasele sănătoase, dar de asemenea musculatura din jurul articulațiilor, pentru că este extrem de important ca noi să avem o coordonare musculară bună. Asta iarăși ne ajută să prevenim incidentele nefericite, cum ar fi căzătura. Dacă avem un tonus muscular bun, o coordonare musculară bună și oasele sunt relativ sănătoase, atunci ne punem la adăpostul acestor accidentări. Există chiar persoane mai vârstnice care sunt mai tonice, sunt mai fit din punct de vedere al condiției fizice și chiar dacă suferă un traumatism, nu știu, o cădere cu bicicleta, poate să nu dezvolte o fractură la nivelul colului femoral. Am întâlnit deseori pacienți care se accidentează la alt nivel în urma unui astfel de traumatism, iar un pacient vârstnic, multiple comorbidități, sedentar, care
are o activitate fizică limitată, el chiar și atunci când se împiedică ușor de o covor, o treaptă, ceva se întâmplă și el poate să sufere o fractură la nivelul colului femoral. În afară de imobilizare, cum era recomandarea pe vremuri, până la ce vârstă poate interveni chirurgul pentru a corecta, pentru a rezolva acest tip de fractură? Tratamentul prin imobilizare ține oarecum de partea istorică a rezolvării problemei. În prezent, tratamentul prin repaus sau tratamentul conservator, funcțional, cum îl numim noi, este rezervat doar persoanelor cu extrem de multe comorbidități, cu o patologie asociată importantă care ar pune în pericol intervenția chirurgicală sau intervenția chirurgicală ar pune în pericol de fapt starea lui de sănătate. Vârsta deci nu mai este o... Vârsta nu e neapărat o problemă. Starea biologică este importantă, pentru că putem avea o vârstă înaintată, dar o stare biologică bună. Iar este extrem de important cât de repede putem face un tratament chirurgical după un traumatism și sunt studii făcute care arată că reabilitarea, delirul postoperatoriu, agravarea diverselor comorbidități sunt mai reduse atunci când intervenția chirurgicală se efectuează mai repede, evident, în momentul în care ea se poate desfășura în mod sigur. Tratamentul în prezent este eminamente chirurgical. O astfel de fractură are, sau această parte a osului care se fracturează, colul femural, are anumite particularități anatomice care cresc cumva importanța și severitatea problemei, pentru că colul femural este zona femurului cu cea mai proastă vascularizație. Ea este o zonă intraarticulară, este o zonă care nu are periost, adică nu are acea membrană care acoperă osul și care are și anumite vase de sânge care aduc nutrienți zonei cefalice, capului femural, pentru că ceea ce produce fractura este separarea acestei bile de restul osului și în felul ăsta noi nu mai putem funcționa, nu mai putem merge, nu mai putem... Partea asta are vascularizație proastă. Nu există acoperire musculară, nu există acoperire cu membrana asta, nu avem vase de sânge care să aducă nutrienți și fractura în sine retează, seceră, rup acele mici, fragile vase care mai aduc sânge. Și atunci o fractură ca aceasta e însoțită de riscul mare de necroză osoasă. Bila, capul femural, se necrozează în urma unei astfel de fracturi dacă nu se intervine rapid. Și avem două opțiuni terapeutice în prezent. Sunt două opțiuni care sunt complet diferite și cumva trebuie să alegem cu atenție modul în care tratăm un pacient, pentru că asta ne asigură un rezultat și un prognostic bun al acestei afecțiuni. Reatașarea capului femural la os, osteosinteza, cum numim noi, și deci refixarea fracturii, se întâmplă doar în anumite condiții. Este una dintre opțiuni, să fixăm osul și să reparăm fractura. Cealaltă opțiune este înlocuirea capului femural din start cu o endoproteză. Este protezarea de șold, poate să fie o hemiartroplastie atunci când înlocuim doar ce s-a rupt, s-a desprins capul femural și rămâne perechea articulației, partea de pe bazin, acetabul rămâne cel biologic, sau o proteză totală de șold când înlocuim integral articulația șoldului cu o endoproteză. E importantă imagistica, probabil că decideți în funcție de rezultatul investigațiilor. Evident, pacientul în urma unui traumatism nu se mai poate deplasa și cel mai frecvent este adus la spital cu salvarea. Ați menționat ca un factor important viteza intervenției, rapiditatea intervenției. Sunt cazuri când stau mult, durează mult până să ajungă la medic, se imobilizează, stă în pat, lasă că-mi trece. Sigur că da. Sunt două, în experiență am observat că sunt două momente în care pacientul ajunge la spital. Imediat după ce traumatismul s-a întâmplat, vorbim ori de ore, în aceea zi cel mai frecvent sau poate cel mai rău caz mai târziu în cursul zilei sau a doua zi.
Și apoi avem la polul opus, sunt pacienți care ajung la spital după o perioadă lungă de așteptare în care au crezut că se repară, se vindecă, dispare durerea. Poate au și, un prag de tolerează mai ușor. Da, da, mai... sigur. Sunt diverse, exact cum am menționat, diverse patologii asociate care poate să conducă la o percepție a durerii modificată sau pur și simplu se așteaptă că poate nu e nimic atât de grav și ajung pacienții să vină după săptămâni, chiar la o lună. Am avut pacienți care au venit și după câteva luni în momentul ăsta cu așa o pseudoartroză, o fractură neconsolidată de col femural. A trebuit înlocuită? În aceste cazuri, din start, mergem către protezare. Înlocuim capul femural cu o endoproteză pentru că, în acest caz, șansele de vindecare a acestei fracturi sunt nule. Evident, sunt foarte mici. Cum reușiți? Cum se face o osteosinteză? Exact cum am menționat, timpul este important. Timpul scurs dintre momentul traumatismului, momentul producerii fracturii și momentul intervenției chirurgicale este extrem de important pentru a crește șansele de vindecare al osului. Exact cum am spus, vindecarea este uneori foarte întârziată în astfel de fracturi și așa că atâta timp cât acționăm repede, creștem șansele unei astfel de vindecări. Poate că înainte erau vehiculate un timp scurs de ordinul orelor, 6-8 ore, dar acum până în 24-48 de ore se poate interveni chirurgical și se poate tenta fixarea acestei fracturi. Evident, nu toate fracturile pot fi fixate. Nu toate fracturile acestea pot fi fixate pentru că cel mai important lucru este lipsa deplasării focarului de fractură. Dacă și în momentul ăsta vorbim despre, exact cum m-ați întrebat mai devreme, de investigațiile paraclinice pe care le facem, în urma radiografiilor, pentru că asta facem primul lucru când un astfel de pacient se prezintă la camera de gardă sau se prezintă la o consultație, facem o radiografie de șold sau de bazin în care noi urmărim să vedem dacă există sau nu o fractură, locul acesteia și dacă există sau nu o deplasare a fragmentelor. Fractura nedeplasată sau cu minimă deplasare la o persoană tânără cu un os sănătos se pretează și cu un timp scurs foarte mic de la momentul întâmplării până la prezentarea la medic, astea sunt condițiile ideale pentru a tenta o fixare. Dacă avem o fractură deplasată, și sunt mai multe criterii de clasificare a acestor deplasări, dar deplasată însemnând o distanță destul de importantă între poziția normală a fracturii, o persoană osteoporoză, dar depinde de e ceva ce face greșit pacientul sau depinde doar de forța impactului, de poziția în momentul traumatismului, deplasarea aceasta? În jumătate din cazuri poate, sau poate într-un procent mai mic, dar într-un procent suficient, un tip de fractură este fractura prin impactare. Colul femoral se fracturează, dar fragmentele se întrepătrund, se impactează. Asta este un lucru bun pentru că fractura, după ce s-a produs, este oarecum stabilă. Orice mișcări ar face pacientul, evident, sunt însoțite de durere. Durerea este ca un restrictor intern, un soi de orteză sau o limitare internă pe care pacientul o are. Iar faptul că fractura este impactată face ca o deplasare suplimentară sau secundară să nu se întâmple. Și atunci este o situație favorabilă unei potențiale fixări. În cazul unor fracturi cu deplasare din start, mișcările pe care pacientul le efectuează sau mișcările pe care le efectuează un însoțitor pot deplasa suplimentar fractura, dar acesta se întâmplă evident, cum am spus, în cazul în care de la început există o deplasare și atunci nu agravează cu mult situația. Operația este complicată, e deschisă, se poate interveni mai puțin invaziv? În cazul intervenției chirurgicale de fixare, intervenția chirurgicală este minim invazivă și este întotdeauna de preferat. Pentru că, exact cum am spus și la început, este o situație gravă care îți schimbă viața.
Și atunci când ne gândim la o, în urma unui traumatism, cădere de un pacient de 45-50 de ani care suferă un traumatism, cădere cu bicicleta pe șold și are un șold normal, acum un șold fracturat și se întrevede potențiala se întrevede o suferință de lungă durată sau mai grav o intervenție care presupune înlocuirea șoldului, asta este o intervenție care îi schimbă radical viața de acum încolo. Și de aceea noi ne dorim tot timpul să păstrăm șoldul biologic, să păstrăm șoldul nativ, să reparăm astfel de fractură. Osteosinteza sau fixarea se face în două feluri. În ambele cazuri este o fixare minim invazivă. Totul se face sub control radiologic. Fixăm cu șuruburi, se introduc niște șuruburi prin partea laterală a femurului până prin interiorul colului până în capul femural. În felul ăsta trecem de zona fracturată și fixăm fractura în această poziție. Fixarea se face de obicei cu 3 șuruburi. Sunt diverse modalități și diverse configurații în care sunt poziționate aceste șuruburi. Intervenția se efectuează printr-o incizie minimă în partea laterală a șoldului, fără a deschide articulația sau a face niște manevre foarte invazive. O altă modalitate de fixare a capului, a colului femural, atunci, mai ales atunci când fractura este un pic mai jos pe col, cum spunem, bazii cervicală sau la partea mai de jos a gâtului femural, a colului femural, putem, și mai ales la o persoană tânără activă, putem folosi un implant care se numește tijă centromedulară pentru femurul proximal, cui gama sau un șurub intertrohanteric sau o lamă placă sau o placă cu șurub care alunecă. Este un montaj mai solid, permite la fel fixarea prin interiorul osului. Se introduc implanturile tot prin incizii extrem de mici sub control radiologic live. În felul ăsta, injuria chirurgicală este minimă, potențialul de vindecare al osului se păstrează, dar condiția esențială este ca fractura să fie nedeplasată sau cu o minimă deplasare sau impactată. În cât timp se recuperează după o astfel de intervenție? Evident că orice intervenție de reparare presupune o perioadă de așteptare pentru ca organismul să-și vindece rana. O fractură operată nu e o fractură vindecată, este o fractură fixată, stabilizată, care nu se mai deplasează și atunci are toate condițiile să se vindece. Dacă avem noroc ca această vascularizație precară să se păstreze, fixarea este suficientă cât să lase organismul să depună calus în zona respectivă. Există o perioadă de mers cu sprijin parțial sau chiar cu sprijin deloc. În cazul șuruburilor este restricționat sprijinul pe picior, adică mergem și nu călcăm, folosim cârje sau cadru de mers timp de minim 8 săptămâni. După 8 săptămâni se începe o încărcare progresivă. Pacientul pune greutate pe piciorul operat progresiv, cu ajutorul kinetoterapeutului, după anumit protocol, gradual ajungem către, finalul lunii numărul 3 să punem poate toată greutatea pe picior. Dar depinde de vârsta pacientului, de tonusul muscular, de calitatea osoasă. Aceste perioade pot varia, dar evident ele există și pornim printr-o perioadă de lipsă a sprijinului pe picior, care e destul de invalidantă pentru o persoană cu anumite probleme. Nu, mă refer mai degrabă la persoanele vârstnice. Este greu de respectat o astfel de restricție de sprijin. O persoană vârstnică cu o slăbiciune musculară, cu alte probleme de sănătate, este la care oricum e foarte puțin probabil să indicăm o fixare, la această persoană este extrem de dificil să respecte restricțiile de sprijin. În schimb, o persoană tânără, un bărbat de 50-60 de ani care a suferit o astfel de fractură, el poate să utilizeze cârjele și să fie foarte activ și să nu recepționeze această perioadă ca o perioadă nefericită în viața lui până la urmă. După ce trece perioada de vindecare, e funcțional, osul poate reveni la activitățile curente. Sigur că da. Dacă vindecarea s-a produs și vindecarea este perfectă, nu există repercursiuni funcționale. Pacienții își recapătă viața normală pe care o aveau înainte, după această perioadă de vindecare, ulterior de recuperare medicală.
Există și o evoluție proastă uneori a acestor intervenții chirurgicale, pentru că, exact cum am spus, vascularizația este elementul esențial. Dacă noi am reușit o fixare bună, nu este suficient, trebuie să avem o vascularizație păstrată. Și dacă vascularizația s-a pierdut, în anumite situații, chiar dacă aparent fractura pare să se consolideze, apare necroza de cap femural. Apare ischemierea, pierderea viabilității capului, care e învelit de cartilaj și nu are altă sursă de vascularizație din afară, doar din interior. Acest cap devine fragil după o perioadă de evoluție a acestei necroze, că sunt mai multe etape, evident, ale necrozei, și la un moment dat conduc către un stadiu numit coxartroză secundară necrozei de cap femural și care are la fel un tratament, evident, chirurgical. Cum se montează o proteză? Cum este înlocuită? Protezarea totală de șold sau parțială, hemiartroplastia sau protezarea totală, este varianta cea de-a doua variantă de tratament în acest caz, care e rezervată de obicei persoanelor vârstnice cu osteoporoză avansată, cu comorbidități, cu deplasare, pentru că în aceste situații speranța de vindecare a acestei fracturi este extrem de mică și atunci ne focusăm pe reabilitarea pacientului cât mai precoce. Și exact cum v-am spus, timpul între producerea fracturii și intervenția chirurgicală este esențial pentru o persoană vârstnică, esențial din punct de vedere al agravării comorbidităților. Cu cât rezolvăm situația mai repede, cu atât pacientul are un rezultat mai bun al tratamentului. Protezarea totală este o intervenție chirurgicală clasică de această dată. Se face de obicei printr-o incizie în zona șoldului. Eu prefer abordul posterolateral, sunt mai multe căi de abordare a articulației șoldului. Acesta este unul dintre ele. Este o intervenție chirurgicală deschisă, clasică. Este aceeași intervenție chirurgicală pe care o efectuăm și în cazul coxartrozei, care este o boală degenerativă articulară. În cazul ăsta înlocuim capul femural pentru că s-a frânt colul femural, dar în celelalte situații înlocuim toată extremitatea de sus a femurului, capul femural, pentru că el s-a deteriorat și nu mai are o funcție normală. Intervenția chirurgicală este o intervenție importantă, este o intervenție majoră. Pacientul trebuie pregătit rapid pentru că de data asta este o situație de urgență, nu mai e o intervenție chirurgicală electivă cum e în cazul coxartrozei și atunci avem posibilitatea să mai corectăm din diverse probleme de sănătate. Încercăm să corectăm patologia asociată cât mai rapid pentru ca intervenția să desfășoare cât mai în siguranță. Vrem să o facem repede, dar vrem să o facem sigur. Se face, după cum v-am spus, printr-o incizie în partea laterală a șoldului. Se îndepărtează capul femural care e acum detașat de restul femurului. Se pregătește partea de sus a femurului cu un instrumentar specific care ne conduce către a obține o zonă unde putem implanta partea femurală a protezei, care este o tijă care intră în interiorul femurului. Ea are o angulație, cum e și angulația anatomică normală a femurului. Pe colul acestei componente se fixează o bilă care va înlocui capul femural și această bilă va fi articulată cu partea de pe bazina șoldului. Asta în cazul hemiartroplastiei, iar în cazul protezării totale se înlocuiește și partea de pe bazin și în felul ăsta pacientul are o articulație nouă. Cât timp funcționează o astfel de proteză, o astfel de articulație? Depinde de material, depinde de marca. Este producătorul. Sunt multe de discutat și despre acest lucru, dar este extrem de important de menționat faptul că după o astfel de intervenție de protezare, pacientul se mobilizează imediat cu sprijin total. Recuperarea imediat postoperatorie este mult mai rapidă decât în situația fixării. Și atunci, în cazul unui pacient care are mai multe probleme de sănătate, asta este miraculos ca el să-și poată relua mobilitatea fără să aibă restricții de sprijin. De obicei, el merge, calcă pe picior normal de-a doua zi după operație. Vindecarea țesuturilor secționate de noi în cursul intervenției este prima etapă de vindecare, să spunem, dar proteza înlocuiește din momentul zero al intervenției capul femural și atunci el își folosește șoldul normal.
Evident că toate protezele articulare, căzi de șold, căzi de genunchi, au o anumită durată de viață. Dar durata de viață a acestor implanturi pe care le folosim în zilele noastre este foarte îndelungată. Materialele din care ele sunt confecționate sunt de bună calitate, uzura lor este extrem de redusă și atunci supraviețuirea în timp este mare. O altă întrebare pe care o primesc destul de frecvent legat de tot de implant, de proteze, este dacă pacientul care a suferit o astfel de intervenție chirurgicală poate să efectueze un RMN sau o altă investigație ce presupune un câmp magnetic, pentru că acestea pot fi necesare în cadrul altor probleme de sănătate. Da, ele sunt în marea lor majoritate RMN compatibile. Chiar majoritatea. Și aici includem protezele, deci implanturile astea definitive care înlocuiesc articulația sunt în marea lor majoritate din materiale non-feromagnetice, deci pot fi efectuate investigații de tip RMN, dar de asemenea materialele de fixare, adică șuruburile pe care le folosim, tijele sau diversele implanturi pe care le folosim pentru fixare sunt de asemenea din materiale de bază de titaniu și alte elemente chimice, metalice non-feromagnetice, pe care le putem, cu care putem face toate tipurile de investigații, nu neapărat investigații de tip RMN. Cred că se mai pune o întrebare dacă aceste dispozitive sunt compensate de sistemul de asigurări. Da, există în cadrul există program național de endoprotezare, adică implanturile de înlocuire a șoldului, protezele vin prin programul național de protezare și pacientul nu le plătește. În cazul implanturilor de fixare, din nefericire, ele trebuie achitate suplimentar de către pacient. Vă mulțumesc, vă mai aștept la Deci Medical Decenius. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere întâlnirea cu dumneavoastră astăzi.